Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vom învăța cum se măsoară tensiunea arterială. Vizitele la doctor includ de obicei și măsurarea tensiunii arteriale. Presiunea cu care sângele apasă asupra pereților arterelor reprezintă presiunea sangvină. Ea se apreciază prin contrapresiunea ce trebuie aplicată la exteriorul arterei pentru a o turti complet. Valoarea aflată astfel se numește tensiune arterială. Tensiunea arterială se măsoară cu ajutorul tensiometrelor, prin mai multe metode, dintre care este curent folosită metoda ascultatorie. Asistentul sau medicul pompează aerul în manșeta aplicată în jurul brațului până când o arteră mare este presată și se închide. Un manometru aflat în derivație indică valorile presiunii din manșetă, iar un stetoscop aplicat sub manșetă în dreptul arterei permite ascultarea zgomotelor ritmice ce apar când aerul este eliberat din manșetă. Sunt ascultate sunetele produse și sunt înregistrate valorile de pe manometru. Prima citire reprezintă presiunea sistolică, numită și maximă, presiune datorată contracțiilor ventriculare. Continuând decomprimarea, se constată o accentuare progresivă a zgomotelor, după care acestea scad brusc în intensitate. În acest moment, presiunea din manșetă indică presiunea diastolică, numită și minimă, datorată tonusului arterial. Cum notăm tensiunea arterială? Tensiunea arterială se notează astfel: presiunea sistolică, respectiv maximă, per presiunea diastolică, numită și minimă. De exemplu, o persoană care are o presiune sistolică de 120 de milimetri coloană de mercur și o presiune diastolică de 80 milimetri coloană de mercur va avea o tensiune arterială notată 120 per 80 milimetri coloană de mercur. Tensiunea arterială este considerată normală dacă valoarea ei variază între 120 cu 80 și 130 cu 90 mm coloană de mercur. În condiții patologice, tensiunea arterială poate fi scăzută sub valorile normale, și atunci vorbim de hipotensiune arterială, sau poate fi crescută peste valorile normale, situație în care vorbim despre hipertensiunea arterială. De obicei, nu trebuie să ne îngrijorăm dacă tensiunea arterială este mică, excepție făcând situația în care simptomele indică faptul că organele nu primesc destul oxigen. Cauzele unei hipotensiuni arteriale pot fi medicamentele, deshidratarea sau reacțiile alergice. În schimb, hipertensiunea arterială trebuie să ne îngrijoreze, deoarece deteriorează pereții vaselor de sânge. În hipertensiunea arterială, inima trebuie să lucreze mai mult pentru a reuși să transporte sângele în tot corpul. Este posibil ca mușchiul inimii să slăbească și să nu mai poată pompa sângele normal. Hipertensiunea poate fi scăzută prin pierderea în greutate, prin exerciții fizice, alimentație corectă și mai ales un consum scăzut de sare. În majoritatea cazurilor este necesar tratamentul recomandat de medic.